ați venit pe canalul Află ce vrei să știi! La începutul acestui an, Antena 1 a dat lovitura cu Veronica Stegaru, cunoscută publicului larg drept Vulpița, și soțul său Viorel, doi tineri invitați în platoul emisiunii Acces Direct pentru a pune în scenă o veritabilă telenovelă presărată cu scandaluri și infidelități. Au trecut 4 luni de atunci, iar audiențele sunt în creștere și vin la pachet cu controverse pe măsură. Printre ipotezele vehiculate în ultima vreme în mediul online, se numără și cea conform căreia între Mirela Vaida și protagonista telenovelei sale ar exista de fapt o relație de rudenie. Potrivit lui Nelson Mondialu, cele două ar fi de fapt verișoare, astfel justificându-se insistența cu care producătorii continuă să o promoveze pe tânăra din Blăgești. În ediția de miercuri a emisiunii sale, Mirela Vaida a ținut să deschidă și acest subiect, indignată de controversa creată în mediul online. Prezentatoarea TV nu doar că neagă vehement presupusa legătură de sânge dintre ea și Vulpița, ba chiar face haz de întreaga situație. Lumea spune că suntem verișoare. Adevărul e că aș putea să-ți fiu mamă. Spune că semănăm. Nu avem legătură una cu cealaltă. Nu avem treabă, chiar dacă lumea încearcă să spună asta. Ne leagă 4 luni de zile de viață în platou, dar nimic mai mult, a spus realizatoarea Acces Direct. Sunt amândouă moldovence și cam atât. Aici se încheie tot ce au în comun Mirela Vaida și Vulpița. La revedere, pe curând!